rugați-vă la Dumnezeu, că doar El vă scapă de oboseala spirituală. Cine va răbda, nu zice până la jumătate, sau până la 3 sferturi, sau până la 98%. Cum zice versetul? Cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Amin. Dumnezeu să ne ajute să fim printre ei. Să ajungem, nu în vârfura răului, ci acolo, în vârful experienței creștine, la piciorul crucii, unde am depus toată prostia, tot egoismul, toată mândria noastră, toată amureala noastră, de a fi și de a face, toate îndoierile și neputințele noastre, unde le-am lăsat în pace pe toate, cu rușine, la piciorul crucii Domnului Hristos. Și anume, ridicați de acolo din pulberea celui mai înalt loc, spune mărturia, pe care un om poate urca vreodată în viața lui pământească, la piciorul crucii Domnului Hristos. Și să te uiți și să-ți revin dimensiuni, adică un mare zero, cum spune fiecare, și să prinzi puterea lui Dumnezeu. Și să te ducă în clipa aceea, când ai ajuns la piciorul crucii, te duci de fapt unde? Unde ajunge creștinul care s-a contopit cu Hristos, care a cunoscut că nu e nimic de capul lui, că nu e mai bun decât părinții lui, spunea Ilie, nu? Nu sunt mai bun decât mai bine mor. Când ajungi la luminarea aceasta, de fapt locul pe care poți sta mai departe este pe Marea de Cristal, împreună cu mântuiții lui Dumnezeu, bun pentru împărăția veșnică ce-ți stă înainte. Domnul Iisus va deschide poarta de Margherita pentru toți cei care au avut curajul să depindă la El, de El, cei care s-au uitat țintă la El mergând înaintea lor, prin furtuna care se abate tocmai aprigă împotriva noastră. Vă rog frumos, nu mai lăsați pașii dumneavoastră să meargă singuri și ochii dumneavoastră să-L piardă în vedere pe Domnul Iisus, cât ar fi de aspră furtună. Și mă rog Domnului să mă așez pe mine să aplic exact aceleași cuvinte, pentru că din partea Lui vin. Nu putem singuri să facem niciun pas. Ceea ce El ne oferă nu e doar încurajarea. Un necunoscut vine pe drumul spre Emaus și stă de vorbă cu tine și te încurajează. Doar două curbe și ajunge. Nu. Domnul Iisus, de fapt, nu e un necunoscut decât pentru noi. Pentru El, cine este relația cu noi? Cine suntem noi? De fapt, Ioan, capitolul 15, versetul 14. Voi sunteți, ce zice? Prieteni, haideți să citim Evanghelia lui Ioan, încă o dată, cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Voi sunteți prietenii mei. Dacă faceți, se vă poruncesc eu. Pentru că mai sus puțin spune altfel. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei. Și pentru că era sigur că nu minte, pentru că era Dumnezeu într-un trup, nu poate minți. Și a dat viața ca să-L crede. Oricum era prieten cu noi, oricum eram prieteni lui. Dar nu știu dacă-L credea. Ca să-L crede. Și ca să rămână veșnic prieten pentru noi. Și ca să ne facă și pe noi prieteni cu El. Și a dat viața în tăcere, fără multă poveste. În tăcere. L-a întrebat Pilat, de unde vii? Tăcere. Nu știi că am puterea să... Și atunci n-a mai rămas în tăcere. I-a zis, n-ai nicio putere, stai la mână. Dacă nu ți-ar fi dat Tatăl meu. Prietenul nostru. Și-a întins mâinile, l-au legat. Știți că dacă le desfăcea, puteau să se adune toate oștirile babiloniene, medopersane, macedonene, romane sau americane la oaltă. Și să-L lege, dacă aveau cum. Și tot n-ar fi reușit. Și-a întins mâinile și l-au legat. Și-a dat spatele și-a fost biciuit. Și-a întins apoi palmele și-a fost pătut în piloane. În tăcere, cu dragoste. Ca să ne convingă de un singur lucru. Voi sunteți prietenii mei. Am hotărât. Doamne, dar știi cum suntem între timp? Stai să-mi spunem ce prieteni ai. Nu pasă. Nu o să mai fiți așa.
Și dacă sunteți, vă iubesc cu iubire veșnică, îți păstrez bunătatea mea. Pe palmele mele te-am săpat, prietenul meu. Doamne, dar între timp știam că am obosit să mai fiu prieten cu tine. Și mă uit în jur că nu prea mai e prieten în zona mea geografică și cu tare. Dar tu, Petre, tu, sau, mă rog, tu păcați, fratule, cum îmi zice, la fiecare parte. Nu îmi spune mie de ceilalți, tu ce faci? Mă iubești, Petre? Și când te întreabă direct și e el, știi, pe oamenii mai ducem noi. Dar când te întreabă el, zice că Petru i-a răspuns cu sinceritate. Te iubesc, Doamne. Atunci, mergi înainte. Și a dat ceva de făcut pentru slava lui, în prietenia lor. Și am mai întrebat odată. Petre, mă iubești? Și l-am mai întrebat și a treia oară. Zice, când a văzut că l-a întrebat a treia oară, s-a întristat. Pentru că probabil se gândea, măi, chiar îl iubesc? Am mai zis eu odată. Că eu nu obosesc, că eu sunt gata în facerea binelui și pot să merg până la moarte și cu tare. Chiar îl iubesc. Ce-a răspuns Petru? Ce răspuns de un simț? Doamne, Tu toate le știi. Știi că Te iubesc. Și atunci e dar cel mai greu lucru de făcut. Ai grijă de copiii mei, ai grijă de prietenii mei, paște oile mele. Cel mai greu lucru. Să lucrez pentru să fii liberi. Și zic că voi toți sunteți frați. Nu era în alt preasfinția sa Petru. Era Petru. Fratele Petru. Suntem toți copiii lui Dumnezeu. Asta este generarea Dumnezeu să facem pentru slava Domnului. Mă rog Domnului să ne dea o inimă care să-L vadă mergând înaintea noastră. Să-L vadă cu crucea noastră în spinarea Lui. Să-L vadă cu rările noastre fiind rănit El. Pedeapsa noastră căzând asupra Lui. Și în felul acesta să ne vină inima la loc. Și să nu cădem de oboseală în inimile noastre. Frații mei, foarte des apare acest cuvânt în Scriptură. Zicea acolo, Mărșel Pavel în Efeseni, ca să rămânem în picioare după ce veți fi biruit totul. Nu? Versetul 13 din ultima capitolul din Efeseni, deci capitolul 6 cu 13. Luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Baiul care este? Este posibilitatea să biruiești și biruind să obosești. Și când ai biruit, în loc să rămâi în picioare, să cazi lat la pământ. Și să nu mai poți. Se spune în Vechiul Testament că s-au luptat între ei. Nu? Niște oșteni. S-au luptat toți deodată și au căzut toți la pământ morți. Fără să fi câștigat vreunul. Au murit toți odată. Aia nu-i biruit. Fiecare l-a omorât pe celălalt, dar la rândul lui a murit și el. Ce-ai făcut? Luați toată armătura lui Dumnezeu ca să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Cum? Tot Pavel spunea, apropo de acest rămas în picioare, până să vedem cum anume, de asta dată să citim în Corinteni, capitolul 4, zicea a doua Corinteni, capitolul 4. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți la pământ, dar nu omorți. Să rămânem în picioare, include și acest trântit la pământ. Pentru că nu rămâi la pământ. Și dacă te dărâmă, și dacă te trântește, o mână bună se apleacă și te ridică. Și
te întreabă ce vrei să fac pentru tine. Îndrăznește. Eu am biruit lumea. Pot pune la dispoziția ta, așa cum și Tatăl mi-a pus mie, mai mult de 12 legiuni de îngeri. Bagă sabia în teacă, nu-ți trebuie. Doar întinde mâna. Și gata. Trântiți la pământ, zicea Pavel. Arăta Pavel ca un om trântit la pământ? Dacă te uiți neglijent asupra cuvintelor lui, zice, suntem slabi. Adevăr este că am fost slabi, zicea la un moment dat. În altă parte zicea, când sunt slab, de fapt, atunci sunt tare. De ce? Pentru că El, prietenul meu, este Cel care mă susține și El ia tot puterea. El n-a putut fi îndoit, n-a putut fi trântit niciodată, n-a putut fi obosit niciodată. Și până astăzi mă obosește, până în secolul nostru. Frații mei, Petru a înțeles în dreptul său. Pavel, la rândul lui, a înțeles de asemenea. Enoch, Ilie, Ioan. În experiența vieții lor, pe drumuri diferite, așa cum Dumnezeu a îngăduit să treacă în ei, au înțeles minunea aceasta de a merge cu Dumnezeu alături. Voi sunteți prietenii mei. Aș vrea să citim câteva rânduri frumoase din cartea În alta noastră chemare, 146, deci așa, despre această prietenie. Hristos este stânca voastră, cetățuia voastră. Cei neprihăniți aleargă în numele Său și sunt mântuiți. Cum zice? Nu zice că ștârșie picioarele. Așa amărâți și cu capul plecat și obosiți pe cărarea vieții. Zice, aleargă. Isaia 44. Cum zice? Tinerii aleargă și ostenesc. Flăcăii obosesc. Dar cei ce se încred în Domnul